Clinica noastră fără făină, cu semințe de in și cu curcumă și ghinioane. Vă arăt așa. Păinica noastră cu fără făină. Păinică fără făină. Ia uitați cum arată. Vedeți? Păinică fără făină. Cu semințe de in și cu curcuma și cu ghimbir. Și cu susam pe deasupra. Deci, în locul pâinii normale, este un deliciu. Astăzi am condimentat-o cu ghimbir și cu curcumă. Pentru Și este bună pâinica noastră cu in, o să avem nevoie de 3 albușuri care ne-au rămas de la fursecuri. Semințe de in. Puțin ulei. Puțină sare. Așa. Am să pun puțin susam pe deasupra. Și în interior am să pun puțină curcumă și puțin ghimbir. Așa. O să am nevoie de un mixer să mixăm semințele de in, să le transformăm în praf, în făinuță. Un blender. Apoi un mixer să batem ouăle. Așa. Și avem 3 albușuri, 45 de grame de semințe de in. Vedeți? Semințe de in. Puțin de pozne. Așa. Și le punem în blender. Apoi o să avem nevoie de o lingură, două de ulei și de un praf de sare. Așa. Și susam să punem pe deasupra. Eu mi-am pregătit așa o tigăiță. Acum nu le mai fac așa bulci. Am să fac aici rotundă. Am tapetat-o cu hârtie. Am pus puțin ulei. Așa, eu am pus hârtie, aceste foi, vedeți, în hexagon și le-am lipit așa pe... Și de dedesubt am făcut un cerc. Așa. Deci am făcut 4 hexagoane și am pus aici pe și s-a lipit. Și dau deoparte. Acum, voi pune semințele să le transformăm în făină aici. Așa. Închidem. Și facem și trăina noastră de in. Am să fac puțină gălăgie. Așa. Aici avem făina noastră de in. Ia uitați, vedeți? Fină, fină. Acum, cuptorul este deschis. Aici avem 3 albușuri și le batem puțin. Așa. Voi adăuga puțină sare. Nu prea multă. Și voi pune și puțin ghimbir. Așa. Și puțină curcuma. Astăzi o să pun așa. Și amestecăm. O să batem așa. Atât.
Și acum o să adăugăm făina noastră de ien. O să o punem aici pe toată. Și cu puțin ulei, o lingură, două de ulei. Așa, nu mai mult. Și amestecăm așa încet. Și atât, nimic mai mult. Amestecăm așa bine. Și acum voi pune în această tigăiță compoziția mea. Da, și o pâine micuță, micuță. Și o dăm la cuptor. Așa. Vedeți? Așa, mică, mică. O să iasă. Și voi presura câteva semințe de susan, așa peste. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum dau la cuptor. Și lăsăm 15 minute și apoi încercăm cu scobitoare. Să vedem pâinica, pâinica cum este, cum a venit. Pâinica, pâinica. Este micuță, micuță. Așa, ia uitați pâinica cum a venit. Așa, o lăsăm să se răcească puțin și după aceea o tăiem feliuțe. Așa, ea se mai strânge puțin aici deasupra. Să vă arăt cum arată și pâinica în interior. Așa. Pâinica cum arată în interior. Este moale și bună. Pâinica noastră fără făină. Ia uitați, trebuie pusă pe un grătar. Vedeți cum arată? Este moale, moale, moale. Vă pup și vă mulțumesc încă de suflet pentru vizionare și cum sunteți alături. O zi frumoasă și revedere, pupici, multă, multă sănătate vă doresc tuturor. La revedere, o zi frumoasă în continuare. Pupici!